În ciuda vremii nefavorabile, câteva sute de hunedoreni au participat ieri la Crucea de Flori, eveniment devenit deja tradiție în municipiul de pe Cerna. Oamenii și-au dat întâlnire pe platoul din fața Casei de Cultură, unde, cu mic cu mare, au creat o imensă cruce de flori. Manifestarea organizată anual la Hunedoara în Duminica de Flori este unică în țară. Bună ziua și bine ați venit! Mă bucur că sunteți într-un număr atât de mare, deși vremea nu ține astăzi cu noi. Vreau în primul rând să mulțumesc celor care au ținut să ne onoreze cu prezența dintre oficialitățile județului. În primul rând domnul președinte David, președintele Consiliului Județean. Vă rog să-l aplaudăm. Doamna vicepreședinta Consiliului Județean, Vetuța Stănescu, care este hunedoreancă de-a noastră. Doamna deputat Carmen Eleonora Herâu, domnul director al Bibliotecii Județene, vă rog, domnilor consilieri, domnul primar Riții, primarul Petroșanului. În cadrul evenimentului au fost premiați și copiii care au participat la atelierul iepurașului. Aceștia au primit din partea reprezentanților administrației locale cadouri. Câștigătorii primelor 4 locuri au plecat acasă cu câte un premiu special, printre care un laptop cu mouse, un aparat foto și 2 tablete. Este deja o tradiție crucea de flori la Hunedoara. Mă bucur că hunedorenii, în ciuda ploii, au venit într-un număr așa de mare. Am dorit să dăm valoare acestui eveniment și prin organizarea unui atelier al iepurașului, unde 48 de clase de copii au participat și au realizat cu mâinile lor obiecte specifice sărbătorilor pascale. Mulți dintre copiii participanți și dintre părinții lor au fost la acest eveniment. Le mulțumesc pentru participare și sper ca și în anii viitori să continuăm aceste două evenimente și să devină o tradiție pentru municipiul Hunedoara. La tradiționalul eveniment au participat, pe lângă oameni simpli, atât deputatul hunedorenilor Carmen Hărău, cât și reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, consilieri locale ai municipiului Hunedoara și oameni politici. Crucea de flori la Hunedoara se cuvine să le aducem aminte hunedorenilor că a fost inițiată acum mai mult de 10 ani de domnul Constantin Zgâmbău, pictorul Constantin Zgâmbău. Mi-aduc aminte de intenția absolut lăudabilă a acestui hunedorean cu suflet, care a venit la noi în companie, agenți economici privați fiind la momentul acela, și ne-a cerut 2 milioane. Și a făcut domnul Zgâmbău lucrul acesta pentru în mai multe companii din Hunedoara, așa încât crucea de flori, simbolul creștin al floriilor, a devenit tradiție în Hunedoara și pe parcursul timpului toți edilii, mi se pare că la momentul ăla era primar domnul Mariș, să-l odihnească Dumnezeu, au preluat această idee fără să o confiște politic. Deci crucea de flori a hunedorenilor, sărbătoarea floriilor, este sărbătoare creștină care ocazional este administrată de administratorul orașului. Se întâmplă ca domnul Viorel Arion să fie acum primarul care gestionează lucrurile acestea și vă asigur, dragi prieteni, cu ajutorul dumneavoastră, că va fi primarul care va gestiona această sărbătoare, cel puțin în următorii 4 ani. De departe de tradiționalul eveniment s-au bucurat cel mai mult copiii, în special cei care au participat la atelierul iepurașului. Ce se pare ție evenimentul? Mi se foarte, foarte interesant. Da. Ai participat și la concurs? Da. Și cum a fost? Mi-a fost foarte plăcut, deoarece am lucrat împreună. Și ați câștigat cu premiu? Clasa noastră nu. Dar a fost frumos, da. O experiență frumoasă. Spune-mi, la Crucea de Flori ai fost și în anii trecuți? Am fost și anii trecuți la Crucea de Flori. Și cum a fost? Mi-a plăcut foarte mult. Astăzi am venit la Crucea de Flori pentru că am participat la un concurs și țineam cele mai multe like-uri și primim pachetele. Bucuroasă! Da, da. Îți spune, mai pus și flori acolo la concert? Da. Îți place evenimentul? Da. Crucea de Flori se organizează de mai bine de 10 ani în municipiul Hunedoara.